care s-au întâmplat multe lucruri. Nu știu, cu siguranță că s-au întâmplat multe lucruri în lumea întreagă. Însă, cred eu că s-au întâmplat câteva lucruri care fac ca săptămâna aceasta, care a trebuit să fie o săptămână cu o puternică încărcătură și spirituală, dar și în planul luptei spirituale a Bisericii. Și pe mai multe planuri, de fapt, în săptămâna care a trecut, s-au întâmplat, cred eu, lucruri cât într-un an de zile. Poate ziceți, eu nu știu să se întâmple așa de multe lucruri, nu știu despre ce este vorba. Vreau să încep cu un lucru trist care s-a întâmplat în săptămâna care a trecut. Și vreau să și cânt o cântare legată de lucrul acesta. Și apoi, după ce vă cânta cântarea, o să vă zic și celelalte lucruri care s-au întâmplat în săptămâna aceasta și care, cred eu, ar trebui să devină un motiv serios de rugăciune pentru biserica noastră. Săptămâna care a trecut, marți, a avut loc o înmormântare în țara noastră. Au fost mai multe înmormântări, probabil, în țara noastră în săptămâna aceasta, dar a avut loc înmormântarea lui Anca Ciora. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți cine este Anca Ciora. Anca Ciora este cea care a fondat grupul continental în România. Despre grupul continental știți. A fost de mai multe ori la noi la biserică și sperăm să-i mai avem împreună cu noi. Anca Ciora n-a fost niciodată aici, cea care a fondat grupul continental, însă ea este cea care a început lucrarea grupului continental în România, o lucrare care anual adună zeci și sute de tineri și copii din întreaga țară și se organizează în medie cam 8-9 turnee pe an în țară și în străinătate cu grupul continental, turnee evanghelistice în care au loc zeci de întâlniri evanghelistice în fiecare turneu. Cel puțin 7, 8, 10 întâlniri evanghelistice în fiecare turneu. Și ori 8, 9, 10 turnee pe an în multe locuri din întreaga țară, de al lungul și de al latul și în lumea aceasta, chiar cu câteva zile în urmă, grupul continental s-a întors într-un turneu pe care l-au făcut în Statele Unite ale Americii. Anca Ciora a fost o femeie discretă. Femeie deosebită, cu un suflet deosebit. Dar în același timp și o profesionistă în privința muzicii. A fost un muzician de profesie, un excelent compozitor de muzică creștină, care în același timp și-a păstrat cumva modestia, simplitatea și a rămas omul din umbră, care n-a fost omul scenelor. Ea și când dirija grupul continental în anul 2001, când am cântat prima dată grupul continental, Anca Ciora, cea care și în perioada aceea se ocupa de grupul continental, întotdeauna dirija stând pe scaun, stând pe bancă. De acolo dirija. Niciodată nu se ridica în picioare să dirigeze. Stătea jos. Era o femeie deosebită, smerită, dar cu un har deosebit din partea lui Dumnezeu. A plecat la Domnul în urma unei suferințe scurte, o lună și ceva. A fost depistată cu cancer în ultima fază și într-o lună și ceva s-a stins la 146 de ani. Vreau să cânt acum una dintre cântările pe care le-a compus Anca Ciora. Una dintre cântările care sunt foarte dragi.